Cum vă numiți și ce asociație reprezentanți? Mă numesc Manuela Gheorgheu și sunt manager de proiecte în cadrul Fundației Alfa Suflet și Energie. Este o fundație care are proiecte și programe pe domeniile de educație, societate și cultură. Ce scop vă aflați astăzi aici? Am venit să ne promovăm proiectele și, bineînțeles, să căutăm voluntari pentru activitățile noastre. Ce vă așteptați să se întâmple după această promovare? Așteptăm să avem, să cunoaștem cât mai multe ONG-uri care au activități asemănătoare cu ale noastre și să cunoaștem cât mai mulți tineri care doresc să se implice în activități de voluntariat. Cu ce atrageți astăzi voluntarii? Cu ce v-ați pregătit? Ne-am pregătit cu niște pliante, ne-am pregătit să discutăm cu ei. Avem și două momente artistice cu două bursiere care sunt în cadrul programului de burse Fabrica de Excelență și cu multă voie bună! Mulțumim frumos! Cu plăcere!